Deja peste 200 de solicitări au primit avizul primăriei Tismana. Până la data de 20 decembrie mai pot fi depuse cereri pentru subvenția la căldură. Până în prezent au depus solicitări și chiar în momentul de față semnez undeva la 270. Până la sfârșit probabil vor ajunge undeva la 400. Sunt mulți care nu au reușit să se încadreze în termenul de 20 al lunii, vor pierde ajutorul de încălzire pe luna în curs, dar vor putea să continue depunerea până pe 20 decembrie. Marian Slivilescu, primarul orașului Tismana, a declarat că în fiecare an aproape 500 de familii sunt ajutate. Cum este acest număr în comparație cu iernile trecute? Este asemănător, să știți. Nu este o diferență prea mare. Nu sunt salturi deosebite nici în minus, nici în plus. Și la Târgu Jiu au fost depuse până la această dată aproape 2000 de cereri, un număr mai mic față de iernile trecute.